Meșteșugul este o meserie, o profesie, o ocupație sau o îndelenicire. Oamenii au fost meșteșugari încă din cele mai vechi timpuri. Lucrau cu mâinile lor diverse obiecte, la început pentru câștigarea existenței, apoi pentru comercializare. Există și astăzi meșteșugari care mai păstrează tradițiile de odinioară, își prezintă spre vânzare sau expoziție lucruri mâinilor lor la târgurile de meșteșugari. Însă puțin cunosc faptul că olăritul, țesutul, tâmplăria, prelucrarea metalelor sau fierăritul, chiar și tiparul, se pot practica la comana. Pentru că aici au prins viața acele cercuri de meserii, unde copiii vin cu entuziasm și iau parte la o altfel de educație. Am pornit practic din ideea de a păstra meșteșugurile și venind aici la comana, în mediul rural sau la țară, cum ne place nouă să spunem, ne-am dat seama că e nevoie de un tip de activitate care să fie prinsă în ideea aceasta mai mare de economie socială. Adică activitate productivă, oferim servicii, oferim produse, încasăm bani, obținem un profit, însă tot profitul se reîntoarce în comunitate pentru a ajuta fie colegii noștri, care sunt oameni cu șanse mici de angajare, fie beneficiarii noștri. Spre exemplu, în locul acesta în care suntem noi, noi spunem Bucătăria Dealul Morii și terasele de la Bucătăria Dealul Morii, oferim mâncare vizitatorilor noștri, celor care vin cu grupurile de copii și participă la atelierele noastre, și vizitatorilor de weekend, în weekendurile în care avem program de vizitare, iar din încasările pe care le avem, oferim de asemenea gratuit mâncare pentru 20 de persoane, bătrâni și copii din familii cu mulți copii de aici din comunitate, persoane vulnerabile care nu au resursele să poată să-și gătească sau să gătească mâncarea de calitate. Deci venim noi și îi ajutăm prin intermediul resurselor pe care noi le strângem de la clienții noștri. Deci asta, deci dumneavoastră, practic, ajutați la rândul dumneavoastră, dar pe dumneavoastră vă ajută cineva? Ne ajută în primul rând cei care vin și participă la activitățile noastre, ne ajută cei care cumpără produsele noastre, ne ajută societățile care cumpără produse particularizate, realizate de noi pentru ei, ne ajută firmele care fac sponsorizări. Noi scriem de asemenea proiecte de finanțare și câștigăm proiecte de finanțare și implementăm proiecte de finanțare oferind cursuri gratuite, de exemplu, pentru copii din mediul rural care altfel n-ar fi avut ocazia să participe la cursurile noastre. Este un întreg set de factori. Noi avem ceea ce noi numim prietenii morii de hârtie, oameni care sprijină, care donează, avem persoane care donează recurent în fiecare lună sume de bani pe care noi le luăm și le punem către a cumpăra materia primă și să gătim mâncarea pentru cei pe care îi sprijinim și multe alte idei la care suntem deschiși. Dacă cei care vă urmăresc și cei care văd acum acest reportaj, dacă au idei să ne sprijine, să fie alături de noi, cu mare drag, suntem aici la dispoziția lor. Să le spuneți ce ați găsit în acest loc unde acum au luat naștere atâtea căsuțe, atâtea ateliere de meșteșuguri, ce era? Era un teren cu vie și cu culturi agricole. Ne-a plăcut că este într-o zonă, așa cum se poate vedea, puțin colinară, nu este foarte drept. Sunt niște mici dealuri aici, cel pe care ne aflăm noi se numește chiar Dealul Morii, de unde am luat și noi numele bucătăriei noastre. Și am pornit practic de la zero, am construit inclusiv cu materiale tradiționale, am construit cu chirpici, am construit cu paiantă, am construit cu lemn, case care seamănă cu cele din satele tradiționale românești. Și sperăm să putem să rezistăm pe mai departe într-o lume care este destul de greu să funcționezi ca și ca întreprindere socială, dar și ca orice fel de întreprindere, organizație care acționează în domeniul cultural și educativ. Este gândită în sistem de muzeu? Da, avem și parte de muzeu, dar mai degrabă noi ne spunem atelier-muzeu. Adică sunt și obiecte vechi care pot fi admirate, unele dintre ele le și folosim în mod curent în activitatea noastră, dar în același timp se lucrează în ele. Este o încercare de a arăta că se mai poate trăi din meșteșuguri în secolul 21, în acest context în care foarte multă activitatea noastră este concentrată pe partea educațională și culturală, nu neapărat partea de producție de obiecte. Acum putem spune că este o afacere profitabilă. În cât timp v-ați amortizat cheltuielile? Nu putem să vorbim neapărat de amortizare, pentru că la baza acestei activități este o organizație neguvernamentală, deci non-profit.
tot ceea ce s-a construit aici s-a construit prin proiecte de finanțare. E adevărat, am venit și noi cu contribuție proprie, dar a fost mult mai mică comparativ cu finanțările pe care le-am primit de-a lungul timpului. Și în ceea ce privește diferența între venituri și cheltuieli, putem să spunem că suntem un pic pe plus. Pentru că practic tot ceea ce câștigăm se reîntoarce în primul și în primul rând în salariile colegilor noștri, evident și în taxele care trebuie plătite, pentru că colegii noștri sunt toți angajați cu card de muncă, voluntarii care vin să ne ajute vin doar punctual, nu vin în fiecare zi, e muncă voluntară. De asemenea, costurile de întreținere a spațiului nu sunt deloc mici. Acum ne pregătim să luăm lemne pentru iarnă, de exemplu. Și tocmai de aceea suntem pe un mic profit, dar foarte, foarte mic. Ne bucurăm însă că reușim să fim în echilibru și să reușim să acoperim cheltuielile pe care le avem de-a lungul anului cu veniturile pe care le obținem și cu proiectele pe care le câștigăm. Am înțeles că colaborați și cu instituții importante ale Sasului, Muzeul de la Alba Iulia, v-au solicitat să le aplicați hârtia. Dar avem colaborări cu multe instituții și cu multe organizații. Am lucrat cu Muzeul Național de Artă a României, am lucrat cu Muzeul Unirii din Alba Iulia, Muzeul Național Unirii din Alba Iulia, am lucrat și cu alte muzee, am lucrat cu societăți comerciale care au sponsorizat activitățile noastre, am scris proiecte de finanțare și am fost finanțați de Guvernul Norvegiei, de Uniunea Europeană prin proiecte de tip resurse umane și altele. Încercăm să facem tot ceea ce putem astfel încât povestea să poată să meargă mai departe, să ne putem vedea, nu știu, peste încă 5, 6, 7, 8, 10, 12 ani tot aici și locul să funcționeze. Piatra de temelie a satului Meșteșugurilor a fost cuvântul care a reprezentat tiparul. Suntem aici într-o, practic, camera de la care a început istoria Morii de Hârtie și aceste obiecte și tot ce avem noi aici este, practic, și istoria tiparului, nu? A unei cărți. Despre ce este vorba? Așa este. În 2011 am construit acest spațiu, această căsuță, în care avem echipamente istorice de tipar și legătorie de carte. Echipamente pe care am reușit să le mai găsim în 2009-2010 în vechile tipografii din România și practic a fost o acțiune de salvare a lor, mare parte a acestor echipamente ajungând la fier vechi. Așadar, cu mult efort am reușit să strângem ce am mai găsit, să le aducem aici și să restaurăm o parte dintre echipamentele din istoria artelor grafice din România și să le dăm practic o nouă viață împreună cu oameni din comunitatea noastră pe care i-am implicat în povestea Morii de Hârtie. În 2011, pe 6 august, a fost inaugurat atelierul muzeu și de atunci mii de adulți și copii l-au descoperit și au participat activ la ce înseamnă meserile vechi, meșteșugurile cărții, pentru că, așa cum spuneați și dumneavoastră, suntem într-un atelier muzeu, adică într-un loc în care sunt echipamente istorice de muzeu, dar în același timp și într-un atelier, pentru că cei care vin aici pot să lucreze, pot să participe la aceste activități, pot să-și facă o foaie de hârtie, să tipărească, să lege un carnețel, de exemplu. De asemenea, noi lucrăm în fiecare zi aici cu oamenii din comunitate pe care i-am implicat în acest proiect și realizăm o mică producție pe care o dăm mai departe publicului de astăzi și prin aceste obiecte culturale ne autosusținem activitatea, noi fiind organizați ca și întreprindere socială. Deci ce a însemnat acest demers de strângere a tuturor obiectelor? Pe unde ați fost? Prin țară? Prin capitală? Prin ce orașe ați mers? Da, aceste echipamente au fost luate în mare parte din țară, din București, dar și din Râmnicu-Vâlcea, de exemplu. Au fost echipamente care au aparținut marilor tipografii din România, Casa Scânteii, Arta Grafică, Universul,
dar sunt și echipamente luate, de exemplu, din străinătate, din Marea Britanie, din Germania. Am încercat să salvăm ce s-a putut salva cu forțele noastre, fiind la începuturi doar niște pasionați, persoane fizice. Ne-am dorit să facem tot ce putem ca aceste relicve ale trecutului să nu piară. Soții Dana și Ionuț Georgescu au lucrat cot la cot pentru a construi de la zero moara de hârtie, primul spațiu în care au început să strălucească obiectele vechi, încărcate de vreme și istorie, a fost Muzeul Tiparului. Ionuț este cel care a umblat lumea în lung și în lat în căutarea acestora. Aici, în zona în care ne aflăm, este zona de tipar, în care lucrăm cu tiparul înalt. Ea a fost folosit de pe vremea lui Gutenberg până în România, până undeva pe la începutul anilor 2000. Deci chiar de la lumina tiparului. Da, bineînțeles, aparatele s-au perfecționat. Nu mai avem presele de lemn de pe vremea lui Gutenberg, ci avem prese mecanice. Noi aici, în muzeu, avem prese de final de secol XIX și secolul 20 până prin anii 1980. Echipamentul pe care vreau să vi-l prezint în mod special, așa ca să-l scot în puțin evidență, este această presă de corectură. Este o mașinărie fabricată în Republica Democrată Germană în anii 70 și este important pentru noi pentru că este echipamentul pe care lucrăm în cadrul atelierilor practice, atelierilor de tipar. Când vin la noi copii mai mari sau adulți, lucrăm cu ei și ei practic și imprimă propria lor foaie de hârtie pe o foaie de hârtie făcută de mână tot la noi. Și de unde ați achiziționat-o? Am cumpărat-o prin licitație de la Armata Română. A fost o presă de corectură. Ea era folosită înainte de a se muta forma de tipar în mașinile mai complexe pe care le putem vedea aici în spatele meu. Și a fost folosită la un ziar al regimentului respectiv. Noi le-am achiziționat la prețuri destul de mici pentru că nu avem resursele, fiind o inițiativă privată, n-am avut resursele să putem să participăm la licitații internaționale sau unde sunt echipamente, poate într-adevăr, de foarte mare valoare. Ele au valoare prin faptul că sunt unice și prin faptul că nu mai există altele și cu acestea pe care le avem putem să arătăm și generațiilor viitoare practic să aibă o privire în trecut, să își dea seama cum se lucra cu aceste tehnologii. De asemenea, am mai primit unele echipamente donații de la tipografii care se închideau, care și-au dat seama de faptul că, ok, poate să facă poate niște bani ducându-le la fier vechi, dar este mult mai important să fie păstrate pentru generațiile viitoare într-un astfel de muzeu precum al nostru. Și cum se lucrează, de fapt, de puteți explica așa? Sigur că da. Se ia cerneala, se pune apoi cerneala cu ajutorul acestui val sau rolă tipografică, se pune pe literele de aici, apoi se pune foaia de hârtie și trăgând de acest echipament, practic, presiunea forțează hârtia să se lipească de literele care sunt date cu cerneală, iar apoi în momentul în care desfacem hârtia, desprinde hârtia, s-a imprimat forma pe care o aveam noi deja aici. Iată, ce ne-a ieșit de arătanții. Exact, este o poezie de Gelu Naum, Gelu Naum fiind un poet foarte important pentru istoria Comanei, pentru că a locuit mulți ani aici, în Comană, și există și casa memorială Gelu Naum în Comană. Acum trecem la legătorie, nu? Exact. În același spațiu muzeal avem și echipamentul nostru de legătorie. Toate aceste zone pe care le puteți vedea în jurul meu sunt zone în care sunt echipamente de finisaj sau de legătorie. Iar echipamentul pe care vreau să vi-l prezint este această presă de poleit sau presă de aurire, care este de altfel cel mai vechi echipament pe care l-am putut data noi din spațiul nostru. Este un echipament din 1886 și am putut să ne dăm seama de asta pentru că are încă seria de fabricație pe el și căutând în arhivele fabricantului am identificat faptul că este produs în 1886. Practic este, mai glumim noi, este bunicuța echipamentelor din spațiul nostru. Pentru România suntem cea mai mare colecție de echipamente istorice de tipaj și legătorie care există, care este și deschisă publicului și mai mult sunt echipamente, marea lor majoritate sunt echipamente pe care le-am luat din România, adică sunt echipamente pe care s-a lucrat în România, s-au tipărit cărți, s-au împrumutățat coperte și așa mai departe.
Ce alte, pe scurt așa, ce alte echipamente mai aveți aici? Mai avem zona în care avem ghirotinele, adică echipamentele de tăiat. Avem de asemenea zona preselor de legătorie, în care sunt multe prese, prese care stau direct pe sol, prese care trebuie puse pe masă, prese de lemn, prese de metal. Este o colecție impresionantă și de altfel cu unele dintre aceste prese a și pornit povestea noastră, colecția. Și de la ea am reușit să strângem ceea ce vedeți aici și echipamente care sunt, pot să fie făcute funcționale. Sunt deja prea multe ca să le folosim pe toate. Unele sunt doar de muzeu și care spun povestea istoriei artelor grafice din România.